Pentru prima dată de la intrarea în Uniunea Europeană, de când avem dreptul să circulăm liber și să muncim în țările din vest, România răstoarnă balanța migrației în favoarea sa. În 2022 au fost cei mai mulți cei care s-au stabilit în țară decât cei care au plecat. Majoritatea sunt români care s-au întors acasă. Ce faci, cumpule? Ce faci tu? Andrei a fost, până nu demult, proprietarul unei firme de construcții și finisaje de lux din Marea Britanie. Am făcut 55 restaurante în Chinatown, birouri în cele mai scumpe clădiri din Londra și majoritatea clienților mei nu erau britanici, erau japonezi. Acum un an, Andrei s-a mutat cu soția și copiii la Porumbacu de Jos, în Sibiu, unde a înființat o fermă de vaci. Avea ah, și să vină înapoi acasă. Potrivit Institutului Național de Statistică, în 2022, numărul celor care au venit în România a fost mai mare decât al celor care au plecat. Practic, am câștigat astfel pentru prima oară peste 90.000 de, de rezidenți. E drept, unii dintre ei provin din Republica Moldova și Ucraina, dar cei mai mulți sunt români întorși din Spania, Marea Britanie, Germania și Italia. Majoritatea celor veniți sunt oameni tineri, până în 40 de ani. Pe Elvira Moraru au convins-o cei doi băieți a ei să vândă casa din Torino și să revină împreună în orașul natal, Brașov, unde și-au deschis o pizzerie. Aici muncesc mult mai mult decât acolo, pentru că fiind de... Uh, afacere de familie, e normal că ești foarte implicată. Pe cei cinci membri ai familiei Balici i-am întâlnit în aprilie, în aeroport. Veniseră să facă aranjamente pentru a se restabili în țară. Pe 10 iulie vor fi înapoi. Noi ne întoarcem acasă pentru că avem o șansă să încercăm să trăim în țara noastră și vrem să profităm de ea. Soții Balici au o firmă de curierat la Colchester, o vor conduce de la distanță, spun că își asumă această sarcină de dragul copiilor, care trebuie să crească aproape de bunici.